pune din nou baie pe foc, pe Twitter. Președintele SUA, un nou anunț înfiorător despre Siria, ar putea avea loc foarte curând sau deloc foarte curând. Președintele american Donald Trump a recurs joi din nou, pentru a doua zi consecutiv, la mediul său de comunicare favorit, Twitter, unde a scris că un posibil atac militar împotriva Siriei ar putea avea loc foarte curând sau deloc foarte curând. Nu am spus niciodată când ar putea avea loc un atac asupra Siriei. Ar putea avea loc foarte curând sau deloc foarte curând. În orice caz, Statele Unite, în timpul administrației mele, a făcut o treabă formidabilă în a secepa regiunea de ISIS. De ce nu auzim îci mult cu mine, America, a scris Trump pe Twitter, conform Ager Press. Miercuri, Trump răspunsese Rusiei pe Twitter, după mesajul unei oficialități ruse ce orice rachetă ar fi lansat către Siria va fi doborât, presubliniere dintele american transmicând Moscovei să se pregătească pentru rachetele frumoase, noi sublinierei smart care vor veni. Rusia a promis că va doborâ una câte una toate rachetele trase către Siria. Precte subliniere tete Rusia, pentru ce ele vor veni, frumoase, noi subliniere inteligente, smart. Nu ar fi trebuit să fii prieten cu un animal care ucide cu gaze, gas killing animal, care sublinierei ucide propriul popor sublinierei îi face plăcere, a scris miercuri Trump pe Twitter. După ce peste 40 de persoane au fost ucise într-un presupus atac chimic la Douma, ultimul bastion al insurgenților în capitala sirian Damasc, Donald Trump a condamnat luni atacul atroce comis asupra unor civili nevinovați sublinierei a spus că va lua o decizie cu privire la pas sublinierei de urmat în următoarele 24 la 48 de ore. Never said Hainan attack con Siria volta che place. Cold beveries honor not so sonatal. In an event, the United States, under my administration, has done a great job of reading the region of ISIS. Here is our thank you America. Donald J. Trump real Donald Trump, April 12, 2018.